Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură boema, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 150 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 6 ouă, 30 de grame de cacao și foarte puțină sare. Iar pentru cremă, glazură, sirop și decor vom avea nevoie de 600 de grame de ciocolată amăruie, 400 de grame cu 200 de grame, 1 litru de frișcă naturală vanilată și îndulcită la Dorna, 300 de ml de apă și 60 de grame de zahăr. Pentru început, ne vom ocupa de blat, așa că voi pune ouăle întregi în bolul unui mixer. Voi adăuga zahărul și sarea și voi mixa ouăle la viteză mare până când își vor tripla volumul. Ouăle sunt gata, așa că putem adăuga și cacaoa și mai mixăm încă puțin la viteză mică, cât să omogenizăm bine și cacaoa. După ce am omogenizat cacaoa, vom scoate acest bol din mixer și vom adăuga făina. Adăugăm făina puțin câte puțin și amestecăm ușor cu mișcări largi, cât să încorporăm foarte bine făina. Transferăm compoziția într-o tavă cu diametrul de 25x30 cm. Nivelez foarte bine cu o spatulă și voi da acest blat la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 20-25 de minute. Pentru cremă, vom pune cele 400 de grame de ciocolată amăruie într-o crădicioară, iar peste ciocolată voi cântări 400 de ml de frișcă naturală vanilată și îndulcită de la La Dorna. Punem cratița pe foc, la foc mediu, și amestecăm foarte des până când ciocolata se va topi. Când ciocolata s-a topit complet, crema este gata, așa că o voi lua de pe foc, o voi acoperi cu folie de plastic direct pe suprafață și o voi pune la frigider cât să se întărească. Pentru glazură, vom pune restul de 200 de grame de ciocolată într-o cratiță și voi cântări 200 de ml de frișcă naturală. La glazură vom proceda exact ca la cremă, adică o vom pune la foc mic și vom amesteca foarte des până când se va topi ciocolata. Ciocolata s-a topit, deci glazura este gata, o voi lua acum de pe foc și o voi lăsa să se răcească 5 minute înainte de a o folosi. Pentru siropul de caramel, vom pune zahărul într-o cratiță și vom aștepta să se topească și să se caramelizeze. Când zahărul s-a caramelizat, putem adăuga apa rece, cu grijă. Și vom fierbe siropul până când acest zahăr întărit se va dizolva din nou. Când zahărul s-a topit, siropul este gata și poate fi luat de pe foc. În acest stadiu mai puteți adăuga în el puțină esență de rom. Îl voi lua acum de pe foc, după cum am spus, și îl voi lăsa să se răcească complet. Blatul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească complet, iar apoi îl voi tăia în cuburi de mărime egală. După ce s-a răcit blatul, l-am tăiat în bucăți egale, le puteți face mai mici sau mai mari după cum doriți. Eu le-am și întors pentru a se însiropa mai bine. Iar acum le vom însiropa, siropul este complet răcit și mă voi folosi de o linguriță. Dacă doriți ca prăjiturile să fie foarte însiropate, le puteți scufunda direct în sirop. Mie nu-mi plac foarte însiropate, așa că voi pune mai puțin. Peste prăjiturile însiropate vom pune din glazură, care este călduță, și o vom întinde foarte bine, cât să curgă puțin și pe margini. Voi pune acum prăjiturile la frigider pentru cel puțin 20 de minute sau până când se va întări glazura. Crema s-a întărit,
așa că putem îndepărta folia de plastic. O voi amesteca puțin și o voi pune într-un poș. Iar deasupra fiecarei prăjituri voi pune câte un cerc din această cremă. Vom pune prăjiturile din nou în frigider, cât timp ne vom ocupa de frișcă. Voi pune în bolul unui mixer restul de 400 de ml de frișcă naturală vanilată și îndulcită de la La Dorna, care este foarte, foarte rece. Pe lângă varianta de 1 litru, găsiți frișcă naturală vanilată și îndulcită la 200 de ml. Vom bate frișca la viteză mare până când se va întări. Frișca este gata. Cam așa va trebui să arate. Trebuie să fie fermă, spumoasă și să nu cadă din lingură. O vom pune acum într-un poș și vom orna prăjitura boema. Peste cremă voi pune frișca bătută, tot cu ajutorul unui poș. Și voi da prăjiturile la frigider pentru cel puțin o oră înainte de a le servi. Prăjitura boema a stat la frigider aproximativ 2 ore, așa că poate fi servită, arată minunat, straturile arată foarte frumos, frișca și-a păstrat foarte bine forma, este o prăjitură gustoasă, aromată, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă aduc aminte de copilărie. La revedere!